Hei, salut, sunt Vasea Unel și bine ai venit pe vlogul Prin Oraș. Astăzi mă voi duce să mănânc la Cinema Bistro. V-am zis eu în alt episod că au niște șnițele foarte bune și mi s-a făcut poftă. Cinema Bistro este situat pe strada Lăpușneanu. Este ora 12 fix. Nu știu cum nimeresc eu doar la 12 fix, dar este ora prânzului și am vrut să mă duc la un restaurant mai departe de centru, dar din păcate nu am timp pentru că am treabă la birou și am zis să vin tot în centru, să fiu mai aproape, să mă întorc repede să termin treaba. Aici este Cinema Bistro, situat lângă Birzon, care este în spate. Dacă ați văzut episodul de la Birzon, m-aș duce să stau înăuntru, la interior, pentru că afară bate un pic vântul. Ia uitați, un șnițel mare și terasă. Foarte drăguț loc. Ia să vedem între timp, să ne uităm pe review-uri. 4,4 din 419 review-uri. Cam puține review-uri, că eu știu că are vechime un pic locația asta. Cidre n-am mai mâncat de mult aici, dar de pe ori am mâncat, mi-a plăcut foarte mult. Bun, îmi plac șnițele acum. Cui nu-i plac șnițele? Cred că e o chestie din copilărie cu șnițele, că mâncam șnițele cu cartofi prăjiți sau cu piure. Mersi. Chicken Invaders. Astea Chicken Invaders sunt șnițele, nu? Care sunt șnițele? A, șnițele e doar unul, nu? Doar un șnițel. Ok. Bun, o să mănânc cu siguranță un șnițel. Ce conține? De cotlet de porc, pesmet, roșii, dulceață de ardei, iute și lămâie. Nu are cartofi, o să iau separat niște cartofi. Eu o să vreau un șnițel atunci. Nu are cartofi, nu? Cu parmezan și usturoi o să vreau o porție, da? Și o limonadă? Bineînțeles, atât, da? Atât. Mersi. Este 12 și 9 minute. Să vedem că durează. La masă ți aduce ketchup, sriracha, sare și piper. Mersi. Între timp a venit limonada. Let's see. Bună. Foarte mișto. Aduce cu limonada de la Fire Ribs. Cam așa era, așa era, la fel de bună. Ia să vedem. Crusta sună bine, crocantă. Dulceața de ardei e foarte bună. Îmi place la nebunie dulceața de ardei. Putea fi un pic mai picantă. Cartofi adevărați, nu scongelați. Sau așa par. Cam puțin dulceață de ardei. Cât de crocante. Da, este foarte bun, carnea e făcută bine. Dacă se vede. Atâta tot, salata asta mai bine nu o mai punea, că două guri de salată. Apropo, nu a durat 10 minute până l-a făcut, deci super fast. Are nevoie de, cu cât mănânci mai mult, cu atât simți nevoia de o salată, de ceva mai, ca să se completeze, că poate deveni un pic fad, dacă e mai ales la dimensiunea lui.
Nu mai pot. Gata, și ultima gură, nu mai pot. Nu mă forțez, că nu o să pici bine. Poți aduce nota, te rog? Card. Ia să vedem. Cât a costat? 54 de lei. Adică șnițelul 30 de lei, 29. Parmezanul 9 lei și limonada 16 lei. Gata, și prânzul. Atât. Mersi, zi bună! Cinema Bistro, pe Lăpușneanu. Mare șnițel. A fost bun. Este un pic diferit față de ce țineam în minte, dar a fost bun. Cum ziceam, salata aia pe care ți-o pune în farfurie e aproape degeaba. Mai bine nu mai punea. Dulceața de ardei iute, iarăși, foarte puțină, gustoasă, dar puțină. Și bucata de șnițel foarte mare. Adică simți nevoia de încă ceva pe lângă. Eventual, nu știu, poate poți să-ți comanzi o salată separat. Dar ar fi fost bine să fie în meniu. Cartofii foarte gustoși. I-aș da un 8 pentru gust. Crusta de pe șnițel mi-ar fi plăcut să aibă și un, nu știu, poate mai multe condimente, niște ierburi aromatice, poate, nu știu, pe gustul meu. Dar a fost bună, crocantă, ați văzut. Ospitalitate 9,5. Băiatul părea un pic cam prea serios. S-a uitat așa un pic lung la mine când m-a văzut înăuntru că femeie. S-a speriat de mine, dar... Da, nu, foarte ok oamenii. Ce să zic, merită să vă duceți să-l încercați. Am văzut că mai au și alte chestii în meniu, burgeri. Oricum, sunt sătul de burgeri. Limonada, în schimb, foarte, foarte bună, exact pe gustul meu. Prețurile, 30 de lei, 29 de lei pentru șnițel. Ați văzut cât este de mare, mi se pare un preț fair, adică nici mai mult, nici mai puțin. Și iarăși, cartofii și limonada aveau un preț decent. Pentru o locație din centru, mi se pare un preț ok. Bun, cam asta a fost. Încerc să fac clipurile un pic mai scurte, să nu vă plictisesc, da? Până data viitoare, sunt Vasionel și ne vedem prin oraș. Pace!